Liliana Șoșoacă a rămas fără aer după o confruntare cu jandarmii bucureșteni. Senatoarei i s-a făcut rău și a avut nevoie de intervenția medicilor, iar apoi a acuzat că a fost lovită cu brutalitate. Totul s-a întâmplat în fața unui depozit din sectorul 5, unde erau descărcați saci cu voturi. N-aveți voie să o atingeți! După ce a ținut piept mai multor jandarmi care s-au luptat să o țină departe de sacii cu voturi, Dianei Șoșoacă i s-a făcut rău. Chemați o ambulanță urgent. A chemat. Adunat este pe drum, vine imediat. Fistare, doamna Șoșoacă, fistare! Fistare! Senatorul a fost apoi urcat în ambulanță, unde medicii au făcut investigații. A avut nevoie de o mască de oxigen, căci acuza probleme serioase de respirație. Ulterior, Diana Șoșoacă a lansat acuzații la adresa jandarmilor. Nu mai că mi-e rău că m-au bătut jandarmi. Să-mi bătu... Păi uite aici. Acum, da. Pentru că i-am prins în flagrant cu voturile furate. Și pe mână, uitați urme de bocanci. De picior. Și m-au înconjurat, nu știu, 4, 5, 7, 10, abar n-am. Și a început bătaia. Efectiv au dat în mine ca într-un sac de box. Jos au dat cu bocancii cum dau. Ei m-au strâns de mâini. Uitați, asta nici nu mai pot să o mai ridic mai mult de atât. Da? Au dat în mine ca într-un sac de box, da? Și gardurile, mi-au pus gardurile pe picioare, au dat cu gardurile, au ridicat gardurile. Eu nu știu ce s-a mai întâmplat, eu cred că mi-am pierdut și culoarea și s-am dat pentru că m-au lovit în spate, în cap m-au lovit, nu? Este dictatură militară, iar dacă se plâng că n-au salarii mari, să dea Dumnezeu să-i vă morți de foame și pe ei și familiile lor, atâta vă spun. Ăștia nu merită nici să trăiască, niște brute nenorocite. Reprezentanții jandarmeriei neagă astfel de acuzații de violență. Forțele de ordine nu au bruscat în niciun moment și nici nu au folosit materialele din dotare, persoana în cauză fiind cea care a provocat jandarmii atât fizic cât și verbal, încercând în repetate rânduri să rupă cordonul de ordine publică. Scenele s-au derulat în fața unui depozit din sectorul 5, care aparține Tribunalului București, și unde au ajuns mai multe camioane încărcate cu saci cu voturi. Diana Șoșoacă s-a dus acolo cu colegul de partid, Luis Lazarus, și iubita acestuia, Lulu, convinși că sunt martorii unei hoții. Știți de fapt că ei încărcaseră și vreau să-i ducă undeva? La distrugere, să dea foc! Și cicăi de la sectorul 5. Da, acum, în momentul în care transporti un astfel de transport special, nu poți să o faci cu orice fel de camion. Camionul trebuie să fie inscripționat cu transport special și trebuie să aibă pază și protecție exact ca la bani. Cei de la jandarmerie susțin că respectivii saci cu voturi sunt depozitați acolo în condițiile prevăzute de lege. Au trecut 3 zile de la alegeri, dar nici până în prezent nu avem datele finale. Scandal este însă din plin, atât la sectorul 1 al capitalei, cât și la sectorul 2, unde actualii primari fac acuzații grave de fraudă și cer renumărarea voturilor. Probleme au fost și în alte locuri din țară. De pildă, la Costinești, la fiecare renumărare a voturilor, câștigător a ieșit tot alt candidat. Dacă doamna încă o dată mă întrerupe, am plecat. După 3 zile de așteptare, candidații primăriilor parcă și-au pierdut răbdarea. Iar spiritele nu par să se liniștească la sectorul 1, unde, conform rezultatelor parțiale, George Tuț ar fi câștigat primăria sectorului cu o diferență de 500 de voturi. Fiecare dintre noi poate să facă această aritmetică simplă, să adune voturile, să-și dea seama că sunt corecte. Tocmai o socoteală paralelă nu o lasă pe Clotilde Armand să-și recunoască înfrângerea. Din pix sunt voturi care dispar. Noi am calculat ce înseamnă din pix. Acest din pix înseamnă peste 1000 de voturi care se evaporează și de care nu știm ce se întâmplă. Dovezile pe care își bazează acuzațiile Clotilde Armand sunt postate și pe pagina ei de socializare. Aceasta susține și că a depus mai multe plângeri penale. Am depus plângeri. Unde? Exact. Ba da, au fost depuse plângerile, au fost depuse și la parchetul general. Nu este adevărat, la parchetul general n-ați depus nicio plângere. Ne puteți arăta numărul de ordine, bon, ceva? Vă spun că au fost depuse. Aceste plângere sunt depuse, da? Unde, doamnă? Sunt depuse la parchetul general prin procedura oficială. Doamna, vă dați demisia dacă nu este așa cum vă spun și plecați de aici. Arătați-ne dovada. Și toți șofii dumneavoastră își dau demisia, vă spun că au fost depuse. Bătălia voturilor a continuat
astăzi și în fața biroului electoral al sectorului 2, acolo unde a avut loc și un protest în sprijinul lui Radu Mihaiu. Actorul primar susține că în sectorul său au fost cele mai multe voturi nule din București. Avem suspiciuni documentate de fraudă pentru peste 2000 de voturi. Nu doar că mă simt învingător, dar matematica este una singură pentru toți. Avem mai multe voturi, prin urmare am câștigat alegerile. Mihaiu nu se lasă însă și cere renumărarea voturilor. Mai sunt 3 secții de validat, dar noi am depus cerere de renumărare pentru peste 30 de secții. Avem o secție în care s-au inversat rezultatele, avem 504 voturi dispărute, avem 1345 de buletine dispărute din secții. Din păcate, Radu Mihaiu se ține cu dinții de scaun, într-o manieră, aș spune, josnică pentru un primar în funcție care totuși reprezintă o comunitate. Sunt multe contestații în legătură și o solicitări de renumărare a voturilor, de contestare a alegerilor și așa mai departe. Toate vor fi analizate de birourile electorale competente. Rezultatul alegerilor este întârziat nu numai de problemele din capitală. La acest moment, 30 de secții blochează peste 20 de județe. Apar detalii șocante în cazul femeii ucise și abandonate într-o remorcă din Oradea. Tânăra de 31 de ani era victima unei rețele de proxeneți și a fost omorâtă în bătaie pentru că nu mai avea clienți, spun anchetatorii. Din același motiv a fost ținută sclavă și sora ei, găsită mai mult moartă decât vie. Agresorii, 2 femei și un bărbat, au fost reținuți. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. De ce le-ați bătut pe fete? Cine a omorât-o? Indivizii din imagini sunt cei acuzați că le-ar fi racolat pe cele 2 surori din localitatea natală și le-ar fi obligat să practice prostituția într-un apartament închiriat în regim hotelier din Oradea. Când refuzau să se supună, erau torturate și amenințate. Au fost înfometate, ținute în condiții deplorabile în toaleta imobilului în care locuiau. Acestea fiind nevoite chiar să mănânce din toberoanele aflate în zona blocului unde locuiau. În ultima vreme, cele 2 tinere nu ar mai fi avut clienți și ar fi refuzat să-și mai vândă corpul. Atunci au fost supuse unor chinuri greu de imaginat de cei 3, iar sora mai mare a fost bătută până la moarte. La audieri, una dintre suspecte le-a arătat semne obscene jurnaliștilor. De ce le-ați omorât pe fete? De ce le-ați bătut? De ce le-ați bătut? Nu v-a fost milă de ele? Rănile găsite de legiști pe cadavrul femeii de 31 de ani i-au șocat și pe anchetatori. Apelul la 112 a fost făcut chiar de fostul bodyguard care a anunțat că a găsit o valiză care mirosea îngrozitor. Se pare că femeia murise de sâmbătă, iar cadavrul a fost ținut în geamantan până luni. Când a fost transportat cu o remorcă închiriată de către inculpatul OAC, și tractată de un taxi în parcarea din fața blocului. Surorile sunt originare din Valea lui Mihai, o localitate aflată la o oră distanță de Oradea. Părinții au aflat de pe internet despre cele întâmplate, pentru că în urmă cu 2 ani, una dintre fete a vândut casa părintească, iar de atunci nu au mai păstrat legătura. Renata, sora tinerei ucise, pe care polițiștii au găsit-o sechestrată și bătută, este în continuare în stare gravă în spital. Din cauza înfometării la care a fost supusă, femeia cântărește 30 de kilograme. Suspecții sunt acuzați de omor calificat și tentativă de omor prin cruzimi și riscă închisoare pe viață. Silvia, îți mulțumesc. Specialiștii meteorologi ne anunță că vom avea fenomene extreme din ce în ce mai violente. Deja țara noastră se confruntă cu schimbări climatice drastice. O trombă spectaculoasă s-a format pe un lac din județul Cluj, iar în Caraș-Severin s-a produs o tornadă violentă. În Suceava, mai multe gospodării au fost acoperite de munți de gheață. Imaginile rare au fost filmate pe lacul Mărtinești, unde s-a format o trombă spectaculoasă. În imagini se observă cum vaporii de apă încep să se ridice în aer, după care apare vârtejul. În câteva momente, forța vântului ia o barcă și câteva saltele pe sus.
Din nefericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt însemnate. În Suceava, codul roșu de furtună a dus o ploaie violentă cu grindină. Apa și gheața s-au scurs de pe versanți și au ajuns într-o curte unde au format munți de gheață de peste un metru înălțime. Oamenii au publicat mai multe fotografii și filmulețe pe rețelele sociale cu mormanele din gospodărie. Ce să facem? Asta e... Vremea a făcut ravagii și în județul Caraș-Severin, unde furtuna violentă s-a transformat în tornadă. Astfel de fenomene meteorologice extreme au devenit tot mai prezente, iar specialiștii spun că trebuie să ne așteptăm și la mai rău. Vor fi, din păcate, mai violente de la un an la altul, pentru că solul este din ce în ce mai fierbinte, va încălzi cu atât mai mult apa din atmosferă și poluarea duce la o creștere a acestor turbulențe. Acolo unde este poluare, avem așa turbulențe. Furia naturii a fost prevestită în nordul țării de un nor de furtună înspăimântător în formă de vârtej. Inflația a ajuns la cea mai mică valoare din ultimii 2 ani și jumătate, însă puține sunt produsele și serviciile care s-au ieftinit. La câteva sunt chiar scumpiri semnificative. Colega mea, Delia Sândulachin, explică situația prețurilor. Delia, bine te-am găsit! Bun găsit! Situația poate fi rezumată așa. De la o lună la alta am reușit să economisesc o sumă de bani. 10 lei, să spunem. Așa este și cu media prețurilor. De la o lună la alta au scăzut cu 0,11%. Problema este că aceleași prețuri au crescut mult mai mult în 6 luni, respectiv un an, cu 5 sau chiar 12%, așa că economia mea se scurge rapid. Dar haideți să intrăm în detalii. Alimentele s-au ieftinit insesizabil de la o lună la alta, dar s-au scumpit pe un orizont de 6 luni și un an. De exemplu, cartofii, mâncarea săracului, s-au scumpit cu 13% în ultimele 6 luni. Însă, de la un an la altul, s-au ieftinit cu doar 3%. Situația carburantului este grăitoare. Mai ieftin cu aproape 1% decât luna trecută, dar mai scump de la un an la altul. Și călătoriile cu avionul s-au scumpit pe linie, deși cherosenul s-a ieftinit. Concluzia, într-un râu cu o adâncime medie de jumătate de metru, te poți înneca. La mal sunt 5 cm adâncime, dar în mijloc peste 2 metri. Așa este și cu inflația, care reprezintă doar o medie și nu o situație a fiecărei familii în parte. Acestea au fost informațiile. La revedere! Delia, îți mulțumesc! Nici nu s-au stins ecourile după alegerile locale și europarlamentare, că a început tocmeala pentru scrutinul prezidențial. PSD, din postura partidului care a strâns cele mai multe voturi la nivel național, cere liberalilor să accepte un tandem Mircea Joană președinte, Marcel Ciolacu premier. Răspunsul PNL a fost unul tranșant. Partidul Național Liberal va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Și toate aceste scenarii, cum este normal în viața politică și în dezbaterea publică, fac deliciu analizelor. Și PSD neagă varianta unui astfel de scenariu. Partidul Social Democrat va avea candidat. Cu alte cuvinte, cei doi președinți anunță o vară fierbinte, dacă alegerile prezidențiale vor avea loc în septembrie, așa cum e stabilit în acest moment. Aici este vorba de o confruntare politică, sigur. Nu ne așteptăm să fie un fel de tango. Analiștii politici văd un traseu infernal pentru liderul PSD către Cotroceni. Chiar dacă domnului Ciolacu i-ar surâde ideea de a deveni președintele României, știe că pentru candidații PSD este o idee riscantă, care s-a terminat prost, cel puțin, pentru ultimii doi candidați ai Partidului Social Democrat din ultimii 20 de ani. Contactat telefonic, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, nu a dorit să comenteze varianta unei candidaturi la prezidențiale în tandem cu liderul PSD, care ar urma să ocupe funcția de premier. Alegătorii au așezat pe scaunele de primar și candidați cu probleme penale grave, indivizi condamnați sau cercetați pentru proxenetism, pornografie infantilă sau infracțiuni economice cu duiumul, au fost realeși de oameni să le reprezinte comunitățile. Cât despre realizările pe care le-au avut edilii în celelalte mandate, imaginile vorbesc de la sine.
Bun venit în comuna Șuțești din județul Brăila, patronată de socialdemocratul Costică Dobre. Edilul a fost reales cu peste 60% din voturi în 3 din cele 4 secții de votare din comună. În 2018 a fost condamnat definitiv pentru proxenetism și aderare la un grup infracțional organizat. Concret, judecătorii l-au găsit vinovat pentru că alături de fratele și cumnata sa a racolat fete din România pe care le-a obligat să se prostitueze în Spania și Grecia. Cei care au pus ștampila pe nume lui Dobre pare că a uitat despre trecutul său, sau nici nu știu. Știați că este condamnat pentru proxenetism? Nu. Însă are o condamnare pentru proxenetism. Nici eu. Toată lumea l-a votat. Da? Nu asta? Știu, nu, n-am știut. Acum v-am auzit. Zice-se că ar fi aderat la un grup infracțional organizat privind proxenetismul, dar mi se pare suspectă condamnarea de un an cu suspendare pentru proxenetism. L-am contactat și noi pe primar să-i cerem un punct de vedere, însă nu a fost de găsit. Cazul din Brăila nu este singular și în alte comune din țară au fost puși în funcție sau realeși indivizi cu probleme penale. Sfera infracțiunilor este extrem de largă, de la acuzații de pornografie infantilă până la luare și dare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual. Domnilor, un om informat este un om puternic. Nu mai alegeți cătușele, alegeți omul care are cap. Nu cătușe la mâini. De ce să fure? Să facă, dar nu să fure. Dar la noi, România, sunt mai importanță oamenii care poartă așa ceva la mâini decât oamenii care au principii. Printre candidații la primăria Ștefănești de Jos s-a înscris pentru nou mandat Ștefan Ionel Robert. În trecut, de pe fotoliul de primar a fost dus la DIICOT după ce procurorii au descoperit că ar fi batjocorit de mai multe ori o copilă. Ulterior, ca să mascheze cele întâmplate, primarul a încercat să-i cumpere fetei tăcerea. Este adevărat că ați încercat să influențați victima? Deci, este adevărat că ați recunoscut violul? Vorbim probleme despre comună, da? Puteți să refuzați întrebările cât doriți, dar întrebările rămân. Este adevărat că ați recunoscut violul asupra minorei? Acuzațiile de viol asupra unei minore nu au fost uitate de oamenii din localitate. Ștefan Ionel Robert a pierdut primăria după ce a obținut un număr infim de voturi. Țara noastră s-ar putea confrunta cu o explozie de cazuri de febră denghe. Autoritățile europene au refăcut harta în care apar țânțarii ce transmit această boală și au ajuns la concluzia că schimbările climatice i-au adus și în regiunea noastră. Verile din ultimii ani nu ne-au adus doar temperaturii record, ci și boli pe care până acum le consideram exotice. Febra denghe, de exemplu, va cunoaște o explozie a numărului de cazuri în România. What we can see that there is a connection between a higher temperature in summer, a milder winters and the spread of the mosquitoes further in areas where they're not present right now. Și virusul West Nile, transmis tot de țânțari, este tot mai prezent în România. A tendency that we have seen signals that we will still see an increase in the coming years. Specialiștii europeni au refăcut harta cu regiunile în care este prezent țânțarul tigru asiatic, cel care aduce febra denghe, și au considerat că acesta a migrat în România, dar și în țările din jur. De obicei, febra denghe nu ridică mari probleme de sănătate, dar sunt cazuri în care aceasta poate fi chiar letală. E și un procent de oameni, mai ales cei care au o anumită vârstă, au un sistem imunitar cu probleme, care pot face o formă hemoragică care realmente să le pună viața în pericol. Numărul de infecții s-a dublat în Europa în ultimul an. De la doar 70 de cazuri acum 2 ani, anul trecut au fost înregistrate 130. Pentru că nu există un vaccin care să ne protejeze de această infecție, medicii ne recomandă să ne ferim de țânțari cu ajutorul substanțelor repelente, a plaselor de la ferestre, și să purtăm haine care să ne acopere tot corpul. Trupa Coldplay a urcat pe scenă pentru unul dintre cele mai așteptate concerte din această vară. Dar că până să-și asculte piesele preferate, fanii au trebuit să îndure temperaturi caniculare. Chiar și în astfel de condiții, mulți au venit pe Arena Națională cu ore bune înainte de concert pentru a prinde un loc în față.
Echipați cu pălării, evantaie, câțiva litri de apă și protecție solară, fanii trupei Coldplay s-au așezat la coadă la intrare pe Arena Națională încă de la orele prânzului, cu toate că soarele ardea ca o torță. Unii s-au arătat inventivi și au găsit soluții împotriva caniculei. Kitul de supraviețuire. Da. Împotriva caniculei? Da, exact. O folie de supraviețuire ca să nu ne bată soarele. De obicei merg de vreme la concertele mari și sunt obișnuită cu statul la coadă, așa că Am experiență. Chiar dacă accesul s-a făcut abia de la ora 17, oamenii au preferat să se pună la rând cu mult timp înainte. Protecția solară a fost folosită din abundență, la fel și apa. Protecția solară, cum ne-a instruit Coldplay, chestii în cap să nu facem insolație, apă și răbdare. Avem foarte mult de așteptat. E ok. Ne-am făcut grup, ne-am împrietenit și... De unde sunteți? Din Cluj. 4 litri de apă momentan. Un dublu espresso și Dumnezeu cu mila, 5 ore de kin, dar merită. Unii și-au pregătit chiar și provizii. We bought like some food, chips, chocolate chips, what else? Water, a lot of water. Cei mai invocați fani ai trupei Coldplay au venit la stadion chiar și cu 9-10 ore înainte de începerea concertului pentru a se asigura că prind un loc în față. Sunt oameni din toată lumea și din țară care au bătut mii sau chiar zeci de mii de kilometri pentru a-și vedea trupa preferată. I'm Brazilian. I was the first person to come here. Yes. Oh, come on. When did you arrive here? 9 a.m. Petra din Harghita speră să ajungă pe scenă cu solistul Chris Martin. Am un afiș foarte mare. Cu niște titluri de melodii, Coldplay. Cred că în fiecare concert cheamă cineva din public pe scenă și cântă o melodie. Și sper să fii tu aceea astăzi. Da, dacă o să fiu lăsată să intru cu asta, da. Traficul a fost restricționat în zona Arenei Naționale. Concertul este unul sustenabil, așa că și condițiile sunt stricte pentru spectatori care nu au voie cu peturi, nici cu banere susținute de bețe. Dacă aveți banere, să ne arătați oricum ce scrie pe ele. Newstime se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2 să aveți o seară așa cum vă place. Până mâine dimineață avem în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. În Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de nord a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Maramureș vor fi vijelii, căderi de grindină și descărcări electrice. Cantitățile de apă pot ajunge până la 40 de litri pe metru pătrat. La noapte, vremea va fi în general instabilă. În Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de nord a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Maramureș vor fi perioade cu norări accentuate, averse intensive. Intensificări de scurtă durată ale vântului, rafale în general de 55-70 de km pe oră, vijelii, căderi de grindină și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Mâine vremea se va menține în general instabilă în jumătate. Partea de nord a țării și local în rest, cerul va avea înnorări temporare mai accentuate după orele amiezii, când vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, iar pe arii restrânse, mai ales în regiunile sudice, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Valorile termice vor caracteriza în continuare o vreme călduroasă în sudul țării, iar în Muntenia, în sudul Olteniei și în zona continentală a Dobrogei, disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatură umezeală se va situa în jurul valorii de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade. Iar acum să vedem cum arată vremea în fiecare zona a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil cu norări și pe alocuri se anunță ploi cu descărcări electrice, se vor înregistra 29 de grade în Pitești și 30 de grade în Ploiești. În Transilvania, cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate.
ploate, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și 25 de grade la Cluj-Napoca și 27 la Alba Iulia. În Moldova vor fi episoade cu averse însoțite de tunete și fulgere, dar și vijelii și căderi de grindină. Mercurul din termometre ajunge până la 22 de grade în Piatra Neamț și 25 la Focșani. În vestul țării sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza. Vor fi 23 de grade la Baia Mare și 26 la Timișoara. În Oltenia vor fi perioade cu ploi, intensificări ale vântului și descărcări electrice. Se vor înregistra 26 de grade la Târgu Jiu și 31 la Slatina. În Dobrogea cerul va fi variabil cu norări accentuate, sunt anunțate ploi și descărcări electrice pe arii restrânse, iar maximele vor ajunge la 27 de grade în Constanța, la fel și în Mangalia. În capital a fost și astăzi foarte cald, disconfortul termic a fost în continuare ridicat. Am avut cer variabil, iar pe seara a plouat. Temperatura maximă a fost de 35 de grade. La noapte, cerul va fi variabil cu norări la începutul nopții, când probabilitatea pentru descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și averse va fi ridicată. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări seara, când va crește probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. La munte, vremea se va menține în general instabilă, în special după orele amiezii și în cursul nopții vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel că în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Valorile termice vor fi ușor mai scăzute față de cele din ziua precedentă. Se vor înregistra 16 grade la Semenic și 20 și la Sinaia. La mare, vremea se va răci ușor, devenind normală termic, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime vor fi de 20-21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!